Dumneavoastră cum nu v-ați mutat? A zis că mor aici că-s bătrână. Mă mai duc la dracu. Cum e via? Frate, mi-e de aici o rișoară prinsă, tai, că nu e de aici o rișoară prinsă. De la mine? Da. Am descoperit o construcție foarte frumoasă aici la Roșia Montană. Pe urgheab venea apă pe această roată, cădea apa, aici se punea minereul. Foarte frumoasă. Uitați cum râul curge pe sub această căsuță. Casa de peste Foieș. Ia uitați, din păcate stă să se prăbușească. A fost la proces ca martor în procesul de la Washington. La Washington a fost procesul? Nu e procesul, sigur. Ei au dat statul român în judecată și cer 5 miliarde de euro. Și am ajuns și la Tăul Brazi. Și aici a stat un roman. Salutare, oameni frumoși, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt George, iar astăzi mă găsesc în Roșia Montană, localitatea aflată la circa 70 de kilometri de Alba Iulia, aici unde mi-am propus să vă arăt câteva dintre comorile turistice de aici, pe care puteți să le regăsiți și voi dacă ajungeți la Roșia Montană, o localitate renumită pentru mineritul practicat de mii de ani. Haideți să vedem ce găsim în Roșia Montană, în comuna Roșia Montană și ce spun locuitorii despre prezența companiei Roșia Montană Gold Corporation de-a lungul timpului aici în zonă. Dacă a fost bine, dacă a fost rău. Roșia Montană este situată în Valea Roșiei și este străbătută de râul Roșia. Râul Roșia fiind bogat în minerale, în special fier, care îi dă o culoare roșiatică, de unde și denumirea comunei în română și maghiară. Culoarea roșiatică a apei se datorează mineritului excesiv ce durează de peste 2000 de ani. Roșia Montană, câteva din blocurile de aici, aflate într-o stare evidentă de degradare. Am venit până în 2006. Dumneavoastră locuiți aici? Da. Încălzirea e cu lemne, nu? Cu lemne. E grea viața aici? Cum? Nu avem dispensar, nu avem poș, adică cec, nu avem farmacie, nu avem nimic. Ia uitați cum arată una dintre căsuțele de aici, de la Roșia Montană, din centrul istoric al Roșiei Montane. Foarte frumoasă. Uitați cum râul curge pe sub această căsuță. Casa de peste Foieș, casa numărul 301, care datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În prezent, Roșia Montană Gold Corporation asigură lucrări de mentenanță și intervenții de urgență pentru această clădire, urmând să fie restaurată odată cu începerea proiectului minier. Cei de la Roșia Montană Gold Corporation și-au asumat mai multe lucrări de restaurare, reabilitare a unor clădiri vechi de aici, de la Roșia Montană. Probabil în acest fel încercând să sensibilizeze autoritățile locale. Nu vreau să intru în miezul, în detaliile problemei, însă deocamdată aceste lucrări sunt sistate, fiindcă după cum știți, proiectul minier de la Roșia Montană este și el sistat. Ia uitați, din păcate stă să se prăbușească o casă frumoasă, o casă care, dacă ar fi renovată, ar sta mărturie vremurilor trecute. Casa are în jur de 100 de ani. Ca și altă dată, alături de mine se află Cosmin, prietenul meu Cosmin, care mă însoțește și mă ajută în vlogurile pe care încercăm să le facem de aici, din Țara Moților, care sper să vă încânte și sper să vă motiveze să vizitați aceste locuri, fiindcă sunt frumoase, sunt adorabile, le-aș spune, dar au nevoie de turiști pentru revitalizarea lor, pentru ca și oamenii să trăiască mai bine. Am descoperit o construcție foarte frumoasă aici la Roșia Montană. Nu știu deocamdată ce reprezintă. E frumos și locuri de parcare. Ia uitați ce uși. Foarte frumos.
Nu știm ce, o să încercăm să aflăm de la localnici ce a fost aici. Este închis. Sărmâna. Ce a fost aici? Nu vă supărați. Mă scuzați. Înainte a fost brutărie, cantina minerilor. Cantina minerilor? Da, când erau minerii, de se lucra exploatarea minieră. Am înțeles. A fost cantina minerilor, a fost farmacie, a fost punct de dispensar. Da, a fost reabilitată, văd. Da. Da. Și acum a cui de aparține? A Goldului. A Goldului, ei au cam luat tot. Cum e viața aici? Grea. Am înțeles că nu prea mai aveți nici da. Medic, da. Nici... Dar din ce cauză? Dacă sunt închis în mineritul, aici majoritatea au trăit din minerit. Din minerit. Da. Cred că odată era o localitate înfloritoare da. Când funcționa minerit. Da, da, au fost o localitate. Și au fost și în apropieri locuri de muncă Brut, Câmpeni, Baia de Arieș. Deci au fost locuri de muncă copiilor. Majoritatea a plecat până în străinătate. S-au mutat pe la Alba, pe unde au avut locuri de muncă. Aici, casa aceasta, de exemplu, de lângă dumneavoastră, ce a fost? Ce a... Deci înainte a fost școală maghiară. A, aici? Da. Foarte frumos. Și pe urmă au cumpărat niște oameni, a fost măcelărie. Aici jos era măcelăria pe vremea lui Ceaușescu. A fost școală germană mai în sus, pe stânga. Școală germană? Da. Pentru că Comuna Roșia e o comună milenară care are populație austro-ungară, maghiari. Am înțeles. Deci Comuna are 6 biserici. 6? Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6 biserici. Bine, Comuna bănuiesc că mai are și alte localități, nu e doar... Nu, deci Comuna Roșia Montană, 6 biserici. A, vă referiți la localitatea da, Roșia Montană. La localitatea în afară de statele aparținătoare, Corna și Cărpini. A, și deci doar 6 biserici da. Aici? 1, 2, 3. Dar nu sunt toate ortodoxe? 3. 3 și celelalte? Catolică, romano-catolică, unitariană și calvină. Deci a, tot deci... maghiar și atât cum a fost... Și cu toate că sunteți de mai multe naționalități, cred da. Că v-ați înțeles. Da, nu ne-am înțeles. A fost o armonie tot timpul. Dumneavoastră cum vă numiți? Georgeta. Deci mine au mers până în 2004-2005 când s-au închis minele. Deci lucrau părinții, frații, deci toți care au avut... Frații mei de aici au ieșit la pensie, taică mei de aici au ieșit la pensie. De la mine? Da. Și cred că luau salarii bune și... Deci, luau destul de bune, pentru că taică mei au ieșit în... Cu 27-28 de ani, și cu 3000 pensie. Aici ar fi un fel de centru, nu? Aici a fost centru, da. A, aici a fost. Centru, da. Aici și era... în clădirea aceea din față de acolo ce acolo era? A fost Muzeul Aurului. Muzeul dacă... Aurului? Da. Acela care e acum la Brat? Sau da. Cum? Astea au fost șteampuri. Deci, ce? Ce? Șteampuri. Șteampuri. Ce da. Înseamnă șteampuri? Șteampuri veneam minereu. Deci sunt design numai aceste șteampuri. Sus, este vale. Care venea cu apă pe un șgheam. Da, da, da. Deci oamenii scoteau cu trocul și cu vagoneți minereul. Și... Pe un șgheam venea apă pe această roată, cădea apa, aici se punea minereul. Și cum mergeau șteampurile, acestea se numesc săgeți, deci acum nu se mișcă, dar se mișcau și săgețele. Una cădea sus, una jos, da, vedeți? A, și venea de-l... Îl pisa, da, da, pisa da. Minereu, da. Și aceasta după aceea minereul care rămânea... Îl se transportea la tine la gura am roșiei înțeleg. Și da, vedeți? Aici le-au pus în miniatură aceste... Și aici casa asta, aceasta ce mai e? Mai e funcție? Pro dreptate, centru de informare. A fost tot cu Goldul ceva. Înainte a fost cea mai bună croitorie aici, cea mai bună... Deci această biserică este biserică catolică. Care? Aceea din da, deal? Da. Aceea care se vede acolo? Da. Și aici ce e? Unde e shop? Unde e un fel de... În magazin. Aici. Așa. În magazin. Și locuiesc oameni acolo da. Sau ce? Acesta a fost cămin cultural, unde se făceau spectacole. Care? Acesta în dreapta, da. Nu? Căminul cultural. Dar e reabilitat, e frumos. Da. Dar am văzut că au apucat să reabiliteze da. Cei de la... Da, de la o companie, dar au reabilitat foarte multe da. Locuințe. Din punctul nostru de vedere era bine să-și continue proiectul, că am înțeles că erau multe probleme, adică își urmăreau profitul. Și știți cum face oricine, prima dată vine, se apropie de localnici, investeze... Deci ne părea bine dacă mergea să nu fi făcută cu ceanură, pentru că poate era un loc de muncă și pentru da, noi da. Și pentru copii. Dar polua foarte mult. Ia să vedem ce avem aici. Tăul, uite, tăul Țarina, deci chiar aici din Roșia Montană putem să mergem la
Tăul Țarina, indicatoare, Biserica Unitariană, galeriile romane undeva mai jos, acolo la un kilometru. Vom merge și la Tăul Brazi, Roșia Montană, site UNESCO. Da, iar aici un panou, Roșia Montană, ca în filme, în care filmele turnate la Roșia Montană, Nunta de Piatră, Duhul Aurului, Flăcări pe Comori. Da, ne aflăm în centrul Roșiei Montane și totul devine interesant. Mi se pare foarte, foarte frumos. Atâta istorie, atâta cultură, atâta tururi ghidate, cazare, închirieri biciclete. Uitați harta turistică, Roșia Montană, Bucium, Corna. Roșia Montană, Gold Corporation își face reclamă, a investit 17 milioane de dolari în patrimoniul de la Roșia Montană. Da, a investit în patrimoniu și probabil vor să scoate și ei mai mult. Logic. Aurul Apusenilor, expoziție de istoria mineritului din Roșia Montană. A fost, acum se reabilitează, Muzeul Natural de Istorie a României. Și acolo era fostul bufet, restaurant. Da, casine, era și efectiv aici era centru, da, nu? Da, acum, în general lumea obișnuia să se întâlnească, da, aici, de sărbători. Da, de sărbători, de piață, era piața... Dar se făceau... În sâmbătă, era se... piață cu lactate, cu de unde, aici, nu? Aici, unde bază, erau mese întinse de bragi și de... Dar se făceau aici și hore și astea? Da. Unde? În aer liber? În aer liber și sus, da. Ați apucat? Ați apucat? Da. Era frumos, erau tineri, erau mulți. Da. Am ușa de 60 de ani, de-am apucat. Vă pare rău după vremurile trecute? Da. Haideți să mai vedem puțin din centrul, fostul centrul istoric al Roșiei Montane. Ia uitați cum arată. Parcă aș fi pe undeva prin Italia. Numai că aici casele stau să cadă, dacă ar fi restaurate ar arăta mult mai bine. Frumoase aceste străduțe. În deal, Biserica Unitariană. Foarte interesant. Merg pe străduțele din Roșia Montană și totul mă încântă. Chiar este frumos. Am găsit-o și pe doamna Georgeta, care ne-a explicat detaliat multe aspecte frumoase legate de Roșia Montană. Este liniște. Localnici, cum vă spuneam, ospitalieri. Nu am mai văzut de mult așa ceva. Nu prea se pomenește pe la noi, pe la București, ca oamenii să te întrebe tot timpul de sănătate, să încerce să te ajute. Da? Altă lume. Este altă lume, o lume frumoasă, o lume interesantă, o lume cu multe povești, o lume cu istorie, care îmi umple sufletul de bucurie cu fiecare pas pe care îl fac pe aici, pe străduțele din Roșia Montană. Ia uitați cum arată străduța aceasta, ca în bazme. Case frumoase. Păcat, uitați ce poartă frumoasă, ce casă frumoasă. Dacă ar fi reabilitată, chiar ar arăta foarte bine, ar atrage, ar putea fi destinată cazării turiștilor. Păcat, zona are un potențial economic inițial, nu economic, are un potențial turistic imens. Aici oamenii ar trebui să trăiască numai din turism, fiindcă efectiv cu fiecare pas pe care îl faci în zonă, găsești câte ceva de admirat. Haideți să încercăm să intrăm aici. Foarte frumos. Uitați cum arată drumul spre biserica din deal. Foarte frumos. Iar de aici, chiar de sus, o să privim Roșia Montană, centrul istoric. Ia uitați bisericuța aceasta. Este monument istoric, după cum vedem de acolo din semn, are semn de monument.
atât de frumos amplasat aici în pădure, efectiv, în natură. Avem și un ceas care funcționează, da? Ora este bună, mă uit la al meu. Da, 10 fără 10 minute funcționează ceasul. Haideți să ieșim pe partea asta, că ieșim și pe aici, vezi? Intrare și pe aici. Foarte frumos. Nu se vede. Ia uitați ce frumos. Ce frumos se vede Roșia Montană de aici din deal. Uitați casele acelea vechi, frumoase. Unele întreținute, altele mai puțin părăginite, din păcate. Încă sunt speranțe, fiindcă am văzut că se mai lucrează la reabilitarea unor clădiri. Frumos. Bate clopotul. Din deal se aude clopotul. Haideți să vedem cum arată și casa aceasta, care odată chiar era foarte frumoasă, acum în curs de reabilitare. Haideți să o vedem din față. Multe clădiri, multe clădiri. Oh, din păcate, din păcate este derăpânată, nu are măsură, este prăbușită, greu de refăcut. Aceasta ar trebui făcută din temelii. Dar uitați-vă, oh, și o pisică, pisică, uitați-vă acolo ce subsolul, ce pivnițe aveau, ceva fum pe aici. Restaurare, monument istoric, casă parohială a Bisericii Reformate din Roșia Montană, case, monumente istorice, la Roșia Montană, pe urmele căutătorilor de aur. Băncuțe la poartă, semn că oamenii locuiesc. Haideți să o luăm și pe... Avem și pariuri sportive, dacă nu știa. Haideți să o luăm și pe această străduță. Avem un alt proiect de restaurare, Casa Cantorului Unitarian, Roșia Montană, numărul 390. Braz, pe aici e drumul spre Tăul Braz, unde vom încerca și noi să mergem. Un magazin, sătesc. Se poate și caza, iarăși Roșia Montană, ca în filme. Strada Siciliană este un loc aparte din comuna Roșia Montană, în principal datorită aspectului său neobișnuit, o stradă cândva pavată riguros de meșteri italieni, delimitată de fronturile cu decor de inspirație urbană. Uitați, casa Manu, cazare și mâncare. Deci aici în zonă găsiți și locuri unde vă puteți caza, unde puteți mânca, tradițional. Lacul Braz, din câte am reținut. Haideți să vedem, aici mai puțin, 397, știu? Haideți să vedem al monument istoric. Casa cu contraforți, datează din 1889. Da, din ce? Nu am vrut să plecăm de aici. Păi, dar nu o să plecați niciodată. Nu, nu. Nu, nu. Dar din ce cauză s-au deteriorat clădirile? Și avem atâta avuție aici. Și am trăit așa de bine. Și... Asta trebuie să spun. Păi și astăzi de ce nu mai trăi? Azi de ce nu mai e așa bine?
Dar cine... Auziți, doamnă, cine sunt vinovați? Cine? Ia uitați floricele, haideți să ne bucurăm cu niște floricele, haideți să ne bucurăm cu clădirile acestea care încă sunt frumoase. O străduță pavată cu dale, cu piatră și cred că se va continua proiectul. Casa parohială unitariană, construcție secolul 18, lucrări de restaurare. Este păcat de această localitate, este păcat de această localitate, un centru important al mineritului din Apuseni, poate cel mai important, aici unde se găsesc zăcăminte imense de aur, se zice că este cel mai mare zăcământ de aur din Europa și unde interesele sunt mari. Din păcate, locuitorii nu sunt dintre cei mai fericiți pentru situația actuală. De cine sunt reabilitate clădirile? De persoane fizice sau de societate, de ceva de privat? A, de societate, a Gold Corporation? Păi mai fac investiții dacă nu a pornit proiectul? Mai fac, întreține. A, întreține. Când ei ce să investească? Că se gândește și ei să scoate profit, nu? Cum să investești, cum să dai bani când nu te gândești la tine? Pe o parte dai și pe alta furi cu două mâini. Dai cu o mână și ei cu două. Să trăiți. Doamne ajută. Doamne ajută. Să trăiți, în aceea. Ce e, ce a fost aici? Casele... A, păi și vagonetele acelea cine l-a adus? Alea sunt un simbol al mineritului. A, și l-a adus primăria, bănuie. Și clădirea aceasta ce a fost? Sau ce? Cultural. A, și mai funcționează? Acum s-a renovat și... Se mai fac activități aici? Da. Mm-hmm. Și aici e părculețul comune, cum ar veni. Da, da, da. Este centru istoric al localității. Mm. Din punctul nostru de vedere, dacă s-ar continua cu Gold Corporation, ar fi bine sau ar fi rău? Ar fi bine sau? Dezastru. Dezastru. Am fost la proces ca martor în procesul de la Washington. La Washington a fost procesul? E procesul, sigur. Ei au dat statul român în judecată și cer 5 miliarde de euro. Pe bune? Păi și dumneavoastră, ca ce v-ați dus? Ca... Martor pentru statul român, pentru a nu... Am înțeles. Pentru a apăra cauza statului român. Mm-hmm. Și până la urmă... Statul român care de fapt a fost în aceeași barcă cu compania timp de 25 de ani, pentru că a fost, cum să zic, în aceeași afacere, parteneri în afacere. Însă ei au fost nemulțumiți că nu li s-a acordat permisul de începere a minei și după 20 de ani au vrut să, mă rog, să scoate profitul, n-au putut și au dat statul român în judecată. Profitul însemnând să exploateze, să scoată aurul. Da. Dar asta însemna o poluare masivă și de ce spuneți că trebuia, era desfințată localitatea din cauza poluării? În primul rând, compania trebuie să cumpere casele din jurul acestei exploatări care s-ar fi făcut. Exploatarea fiind unde anume? Exploatarea s-ar fi făcut pe o are de două... Dar unde anume? În ce zonă? Aici? Acolo ar fi fost a treia carieră. A, deci acolo sub dealul acela sau ce? Cum se numește acolo? Acolo este Igrevăidoaia, se numește. Igrevăidoaia? Da. Este a treia carieră care s-ar fi făcut. Aici în spate mai sunt cetate și cărnic. Și mai este în partea stângă țarină, deci localitatea prinsă la mijloc. Și pe cea mai mare exploatare de aur și argint din Europa. Pe bun, și unde spălau minereul? S-a făcut un baraj și o uzină de preparare pe Valea Nanului aici, în partea asta, la altă, așa-i spunem noi. Pe Valea Cornei, acolo s-a făcut barajul, cel mai mare baraj din Europa s-a făcut. 185 de metri înălțime la finalul exploatării ar fi avut. Deci toată valea aia ar fi fost închisă cu ceanuri, cu ape acide și jos orașul Abrud.
Deci, efectiv, aveți dreptate, că localitatea ar fi dispărut din cauza poluării. Și pentru asta ei au trebuit să cumpere case și au cumpărat 80%, 85% din casele de care au avut nevoie. Am înțeles. Pentru că tot ce vedeți aici, casele care sunt închise, nelocuite, sunt așa. Și casele care zic ei că le reabilitează și că fac, nu? Acelea cu numere, cu... Da. Da, da, da. Și mai au șanse să mai câștige? Acum se va decide. Se mai judecă? Păi încă e în curs de pronunțare. Nu asta locuiți aici? Da. Acolo. Aici, ai la care casă? Aceea frumoasă? Da. Dar și aici e frumoasă asta. A, da. Frumos. A, aveți și shop-ul acesta? A, dumneavoastră sunteți unul dintre fericiții din Roșia Montană, zic așa, cât de cât. Adică care o duceți mai bine, că am înțeles. Nu consider că o duc mai bine, consider că îmi iubesc locul mai mult decât alții și m-am opus acestui proiect și am reușit să blocăm. Am înțeles. Care s-a fi făcut aici și, de fapt, dispariția localității Roșia. Doamne ajută să fie un verdict bun și să fie bine pentru localitate. Păcat că uitați că locuri de muncă nu prea sunt, tinerii pleacă prin afară, dar asta se întâmplă cam peste tot. Da. Rămânem noi ăștia mai. Dar păcat, știți ce e păcat? Că aici, mă uitam, e potențial turistic. Dacă s-ar investi, dacă s-ar dori, adică aici ar trebui să fie să trăiești din... Da, ar trebui să trăiești numai din turism, fiindcă e zona frumoasă, aici ce să vezi. Roșia Montană este în patrimoniu UNESCO din 2021. Nu știu dacă ați aflat. Am citit pe, da, am aflat. Da, este o zonă protejată, care nu poate fi atinsă de minerit și de alte activități. Roșia Montană este recunoscută ca sit mondial, a intrat deja pe harta turistică a lumii și vin mii de turiști aici. An de an. Numai că autoritățile locale împiedică dezvoltarea, noi nu avem un plan urbanistic general și zonal de dezvoltare, deci nu poți să construiești, nu poți să-ți deschizi noi afaceri, pentru că este Roșia Montană sub acel plan al companiei de 20 de ani, da. Și mai bine, planul că Roșia Montană este un loc monoindustrial, deci nu se poate face decât exploatare minieră. Am înțeles. Șosa, da. Roșie este, noi am văzut-o în turism, dar e un pic obstrucționat atât de autorități cât și de companie, mai ales și compania având atâtea proprietăți. Domnul? Sorin Zurca. Aici e locuită căsuța, nu? Este a companiei. Tot a companiei? Dar văd că e lumină acolo. Dar mai lucrează oameni de-ai companie aici? A, deci nu și-au închis. Și oamenii bănuiesc că sunt de prin zonă, deci. Păi acum veniți în contradicție, cei care lucrează pentru ei, vă dați seama, și pierd locurile de muncă. Bine, nu, omul nu se gândește pe termen lung, băi, ce facem? Dar nu numai atât, dar ce înseamnă loc de muncă? Să distrugi un loc ca să ai loc de muncă? Mulți probabil nu se gândesc la treaba asta. Se pare că aberant ceea ce este. Nu muncim ca să avem locuri de muncă, doar... distrugând o localitate. Ia uitați, aici ce e? Foarte interesant. Da. Cine le-a pus? Astea sunt niște stele, pietre funerare, pe care le-am găsit în curte când am săpat să facem... A, dumneavoastră? Da, să facem aici aleea și aici a stat un roman. Este piatră romană cu familia, este și traducerea. Am înțeles. A, uite acolo că scrie cu tare. A, și aici este harta. A, super, că n-am văzut acolo jos, ne-am uitat. Deci noi suntem aici în centru istoric, zona Voidoaia. Voidoaia, acolo, da, ar fi fost o exploatare, una dintre exploatări. Cealaltă, aici ar fost încă două, masivul Cârnic și masivul Cetate, alte două exploatări care s-ar fi făcut și în țară. Și vedeți cum Roșia e prinsă la mijloc. Da, în da. Exploatarea asta. Iar exploatarea nu s-ar fi făcut cu lapte și miere, ci cu dinamită. S-ar fi dinamitat toată zona, 60 de tone pe zi. Deci de aceea compania a recurs la strămutarea populației de aici, care a început în 2001 și s-a început deja? În 2007. Au și terminat-o din 2001 până în 2007, au strămutat 2000 de persoane. Adică 85% din ce aveau ei nevoie. Haideți să vedem cum arată tăul Brazi. Unul dintre tăurile
lacurile artificiale, după cum ne spunea domnul, făcute pentru spălarea minereului, rezultat de la exploatări. Deci dacă veniți la Roșia Montană, nu ezitați să vizitați tăurile din zonă. Noi vizităm unul dintre ele și cam așa arată drumul spre tăul Brazi. Noroc că nu este circulat și nu ne-am întâlnit cu nicio mașină în prezent. Multe, multe case părăsite, fiindcă oamenii au fost strămutați, mulți dintre ei, iar casele au rămas în grija companiei care... Întrebam aici, nu mai da, un pic. Întreb aici. Deschideți. Sărumâna, tăul Brazi, da, e bine? Bine. Mulțumim frumos. Nu, mai sunt un pic. Sunt plecați mulți oameni de aici, din zonă? Oh, niște paștori dus. I-au mutat ăștia, compania, nu? Da. Din păcate. Dumneavoastră cum nu v-ați mutat? A zis că mor aici, că-s bătrână. Mă mai duc la dracu. Cum e viața aici? E frumoasă? Grea, grea viața aici. Aveți pensie? A, pe ce? 1000 de lei. E greu? Da. Toate sunt scumpe, toate... Da, pe. Lucrări, nu, tineretul de unde. Copii aveți? O fată. Unde? E aproape dumneavoastră? Ba, nu e aproape. E greu? Greu. Doamne ajută! Apoi tineretul la ce să stea? Doamne ajută! Dă-te măcuțule la o parte, măi! Dă-te la o parte că trecem noi și nu știm să ocolim. Glumesc! Foarte frumos drumul. Doamna ne-a spus că suntem pe drumul cel bun. Ia uitați în stânga, altă casă de repănată care așteaptă să fie reabilitată. Deci majoritatea caselor acestea sunt cumpărate de societatea Roșia Montană Gold Corporation cu promisiunea că le va reabilita, dar foarte puține au avut această șansă până în prezent. Frumos, ia priviți ce frumos e drumul acesta spre tăul Brazi. Urcăm prin pădurea aceasta de Brazi. Și am ajuns și la tăul Brazi, aici în inima munților. Cam așa arată unul dintre tăurile, lacurile acestea artificiale care au folosit la spălarea minereului. Ia uitați, descoperă cel mai dorit sat din Apuseni, Roșia Montană. Clădirea aceea ce ar trebui să fie? Sau ce era? Păi cineva și-a făcut tot acolo. Particular. A, ca o afacere. Da, ca o afacere. Da, păi numai afacere. Și mai vine lumea pe aici să plimbă. Când e cald, e plin aici. Când? Când e cald. A. Ia priviți ce peisaj aici, frumos, liniște. Să mergem. Gata! Să mergem!